Timișoara are noi panouri de afișaj în stațiile mijloacelor de transport în comun. Primele 5 au fost deja montate și sunt funcționale. În scurt timp, Primăria Municipiului Timișoara va monta încă 47 de panouri. Acestea sunt foarte practice, în special pentru cetățenii care aleg transportul în comun și circulă prin oraș cu autobuzul, tramvaiul sau firobuzul. Panourile afișează în timp real când sosește în stație mijlocul de transport în comun. Noile panouri vin în completarea aplicației cu același rol. Transia a fost lansată în urmă cu puțin timp și poate fi accesată de timișoreni. Aplicația indică traseul, locul în care se află și timpul în care sosește tramvaiul, autobuzul sau firobuzul pe care utilizatorii îl așteaptă.